poartă din dreapta și a început partida, o primă lansare către Rapidul Ștefănescu, pasă dată însă prea tare, minge scoasă în afara terenului și este aruncare de la margine pentru oaspeți. Așa, bar, deviere frumoasă, foarte frumoasă fază încheiată cu golul superb al lui Ișvan Filip, cu portarul și puntează foarte bun, a fost și răspunsul lui Șafranco. Iată pe Șafranco lansându-l ideal pe Ișvan Filip. Golul este de o frumusețe deosebită, mai ales prin și iată golul scris de Azalde la prima acțiune ofensivă de la cine a venit mingea. Ar fi bine dacă am vedea reluarea acestei sărituri la cap și fluieră finalul 1-1. O repriză secundă ternă care a început spectaculos cu golul egalizator al lui Iazalde.